În Biroul Național de astăzi al USR am decis să cerem guvernului sistarea oricărui forme de comerț cu Rusia. Asta înseamnă și gaz și petrol. Și România și Uniunea Europeană trebuie să facă același lucru, să înceteze, să financeze campania de război a acestui dictator nebun care ucide copii nevinovați. Am văzut cu toții operațiunea îngrozitoare de compromitere a Emiliei Șercan, prin care un jurnalist onest a devenit ținta unui sistem mafiot de epoleți, pentru că a îndrăznit să îl demaște pe prim generalul plagiator al țării, Nicolae Ciucă. Sunt oameni care pe canale oculte vor să pună o liniște de tip iliberal peste România și noi ne vom lupta cu ei. Cerem ministrului Boden maxim 48 de ore să prezinte explicații credibile, iar domnului Ciucă îi cerem să înțeleagă că aici e democrație, nu unitate militară, și să înceteze să mai blocheze investigarea plagiatului său. În urma anchetei pe care a publicat-o recorder.ro, vedem că această guvernare PSD-PNL-UDMR este în cârdășie cu mafia lemnului. Iar domnul Tanțoș Barna a executat în cel mai evident stil mafiot un inspector șef al gărzii de mediu Timișoara să deranjeze interesele PSD și PNL pentru mafia lemnului. Pentru asta îl vom chema în fața Parlamentului și vom cere să explice ceea ce pare să fie un jurământ de sânge făcut cu PSD și cu PNL pentru a proteja mafia pădurilor. Vedem iarăși cum mafia, partidele și instituțiile de forță și-au dat mâna ca să facă bani într-un sistem cleptocrat de tip iliberal, iar singura opoziție democratică care se luptă cu ei și ne vom lupta în continuare și pentru 2024 este USR.